seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. De jumătate de an, Oleg Jolnovatoi din Dondușeni se vede pe ascuns cu propria fiică. Concubina bărbatului îl ajută să pună la cale întâlnirile secrete. Adică o chemam să nu știe nimic. Cei de la care fuge minora ca să-și îmbrățișeze tatăl sunt chiar bunicii fetei, părinții lui Oleg. În moșnire ce mai încrede și în primul rând ei nu sunt normali, că ei nu sunt normali. Fica lui Oleg se plânge că viața ei alături de bătrâni este un adevărat chin. Aceștia au crescut-o de când era bebeluș. Tare mult să bat un joc. E ceva și ceva, dar începe a striga. Din cauza lui mai mică a murit. Ce îi împiedică pe Victoria și tatăl ei să locuiască împreună? Cum s-a întâmplat că fata își urăște proprii bunici? De ce în toți acești ani Oleg a urmărit în rol de spectator suferințele fiicii sale? Aflăm în această seară. Oleg Jolnovat, însoțit de concubina sa, a venit astăzi în platoul nostru pentru a cere ajutor. Vrea să-și reîntoarcă fiica și să o scape de influența toxică a bunicilor ei. Ce le reproșează bărbatul propriilor părinți care i-au crescut copilul timp de 16 ani? Ne va spune imediat. Să-i întâmpinăm pe Oleg și Aurelia. Bună seara! Oleg, mai întâi vreau să ne explicați cum s-a întâmplat că fiica dumneavoastră a fost crescută în toți acești ani de părinții dumneavoastră și nu de tatăl ei. S-a întâmplat așa că, cu regret, eu nu pot să pușcărie. Și eu acolo m-am cunoscut cu mama ei dreaptă, care a decedat. Și ea s-a născut și mama ei a dat drum acasă cu dânsa. Și cât ați stat la pușcărie? 7 ani. Opt și Oleg, și tot 22 de ani. Dar ce vă povestea fetița dumneavoastră în toți acești ani în care a locuit ea alături de bunici? Când bine, când mai greu. Și mai despre mai greu ce vă povestea? Și de singur în casă și nici mâncare nu-i da. Îi și așa banii, a fost mai mereu? Mereu. Îi lua banii și o lăsa așa ca pe un câine în casă. Haideți să vedem un subiect pregătit de colegii mei, din care vom afla mai multe detalii din viața dumneavoastră și vom înțelege mai bine situația în care ați ajuns. Atenție la ecran. Oleg a cunoscut-o pe mama Victoriei acum 16 ani. S-a întâmplat în spitalul penitenciarului numărul 16 din Chișinău. Oleg povestește că ambii au fost condamnați la închisoare pentru furt. Cât au stat pe patul de spital, au devenit foarte apropiați. La 9 luni distanță, cei doi s-au revăzut din nou în același loc. Femeia o aducea pe lume pe Victoria. Acolo s-a născut fetița mea. Ea în pruncă. Mama fetei a fost eliberată când Victoria avea doar 7 luni. Nu avea unde locui, așa că îndată ce a ieșit de după poarta pușcăriei, femeia cu copilul în brațe a mers la părinții lui Oleg. Moral tare o mâncau. Și eu ce le răzișe pe jalusă. Cred cu voi abalii. La scurt timp, mama Victoriei a fost diagnosticată cu diabet zaharat, boală care i-a zdruncinat sănătatea. Cu greu se mai putea deplasa, așa că fetița practic a fost crescută de bunici. De ultimii ani de viață ai mamei sale, Victoria își aduce aminte cu lacrimi în ochi. Dar dacă nu o să putea scula din pat, avea și ne se fac foc. Ies, pune în genunchi și plânge și făcea foc. Din cauza lumei mai mică a murit. Tare mult să bat un joc. Între timp, tatăl fetei recidivează. Toată copilăria fiicei sale o Lego petrece după gratii. La vârsta de 12 ani, Victoria devine orfană. Mama ei moare din cauza bolii, iar tatăl său decide să se dezică de copilă. O pun la cale, nu vreau să spun cine, dar o femeie are mai scurt o sudia. Deci, tu ești de acaz. Și bunica a prindit, adică ei n-are părinți, a prindit mai mulți bani. Victoria spune că în ultimii 3 ani a fugit de 10 de ori de acasă. De fiecare dată cărările o duceau la noua familie a tatălui său. Oleg și concubina sa locuiesc la doar 10 km distanță de bunicii fetei. În
pare rău din asta cum se bat joc toți din asta. Toți asta cine? Și ești bunii. Lor nu ți-e pe dânsa, lor ți-e pe numai banii. Banii, tot motivul e în bani. Credeți că motivul lor? Da, pentru că din ceea ce am auzit chiar de la concubina dumneavoastră, motivul dumneavoastră a fost banul. Motivul a fost că, așa și cum mi-au spus, că dacă eu am scriu așa, că mă scăjez dânsa, pe ea să primească un fel de ajutor până la 18 ani, și asta e idee, multe. Și așa a fost? Da, așa. Dar ce indemnizație primește fata acum? Fata o primește pe acum 1700, de unde bunica ei, eu spus că e numai 1400 primește. Dar de fapt sunt 1700. 1700, 40. Și 800 când are mama. Și 800 când are mama. Și eu am controlat pe carte, așa își primește și așa își o primiți. Deci dumneavoastră ca și cum ați vrut să-i faceți un bine atunci când ați renunțat la propriul copil. Eu în iubi am spus banii ăștia care 1700 să nu-i scoată de pe carte, când am primit 18 ani să aibă și eu copiii că e un ban. Dar până atunci o întrețineți? Da, noi. Da. Dar atât timp cât ați stat la închisoare, i-ați trimis bani? Cumva ați întreținut copilul? Da. Ați muncit la închisoare și i-ați trimis bani? Da. Dar iată, am auzit anterior că fata deseori fugea de acasă. De câte ori a fost seara, târziu, la 11, îmi spune Aurica, e că pe azi că o sunat Vica că vine. Cum vine? Oară 11, noapte e bine. Vine pe jos, eu, iarna, toamna, târziu. Dar departe stați? Da, vreo 9 km. Venea pe jos, nu? La 11 era întuneric. La 11 întuneric. Dar cum se întâmpla că ajungea din nou la bunici? Păi era tutele bunica și noi nu aveam dreptul. Întotdeauna poliția ne pune să ducem fata înapoi. Da. Poliția vă impunea? Da. Deci venind la dumneavoastră cu mă pe drum, iar din nou ne-a sunat poliția, că de ce a șezut el la noi, că el de drepturi este și ei la noi. Dar el i-a spus, ei nu la noi, ei la mine. În ce relație erați cu părinții dumneavoastră în tot acest timp? Dacă mama dreaptă, mama adevărat spune prin sat la lume că nimeni mai gine când fior nu în pușcărie, mai gine mă simt. Sunteți singurul copil la părinți? Nu, mai am unul, un frate. Deci cu mama nu v-ați înțeles? I-a fost rușine? Da. Totuși, anume lor le-ați încredințat copilul. Păi n-avea cui. Dacă nu avem cui. Păi, dar ziceți că mai aveți un frate, rudele mamei, copilă? Frate n-a avut niciodată să-l vadă, nu? Mama la soția dumnealui cinstie în vreme și ea. Deci cumva e și de nevoie? Trebuia cumva, da. Da, că altfel nu a spus tip. Am dat-o la părința eu. Vreau să spun că de multe ori chiar și copiii mei, generația asta nouă, tot timpul cam fug de bunici. Și mama mea are peste 70, ei gândesc un pic altfel. Dar eu le spun așa, asta este mama mea, voi pe mine mă iubiți? Da. Și eu pe ea o iubesc foarte mult. Dacă mă iubiți pe mine, înseamnă că o iubim și pe bunica. Adică facem o relație frumoasă între toate trei generații care sunt foarte diferite. Dar întrebarea este, oare Oleg a iubit vreodată pe mama? Totdeauna. Dar pe fiica ta? Tot la fel. Și cum ai lăsat-o așa? I m-a impus așa. Dar tu crezi că mama ta vrea rău pentru fiica ta? Nu mai crede. Nu cred. Și atunci de ce s-a ajuns la situația asta? Pur și simplu mama nu înțelege că cum să-i fi fiică mai bine. Eu le-am propus să lasă-te copilul la mine, nu luați banii și lasă-l, lasă-l, adică eu îl țin eu, dar lasă-te banii și ei nu lasă-i. Când acolo luată-ți banii? Și noi de tot ne-am intrat în conflict. Deci ce ați luat? Dar copilul l-am hrănit eu, l-am ținut eu. Ia că deci nu a început conflictul. Bine, acum voi pentru ce vă luptați? Ce eu cautați? Vreau să eu fata asta la tutelă eu. Să eu eu, nu Oleg. Nu știu, Oleg ce vrea să obține aici acum? El n-a să obține nimic, pentru că el a trăit, n-a trăit de copilul să aibă. El fuge la mine, el nu vine la Oleg. Credeți-mi, el nu vine la Oleg. Dar vine la ce? Vine la mine. Bine, pentru ce vine la mata? Ei, nu știu, el să-l chide de mine, el vine la mine. Și dar eu nu pot să-l dau afară, înțelegeți-mă. Ce dai? Dai ceva, nu?
tot. Dumneavoastră aveți copii? Da, am deja copii. Sunt mari, probabil. Am fată de 36 de ani, am nepoțică de 18 ani și de 8 ani. A, deci nepoata dumneavoastră e chiar mai mare decât da. Fata lui Oleg. Am băiet de 22 de ani. Foarte bine sunt cu Vica, chiar că când sunt cu Victoria. Adică, parcă sunt frați... E tare deci dragi la mine, eu nu pot să o dau, el nu vine la dânsul, el e deși mămică, oameni buni, el vine la mine, eu nu pot să o dau, eu un cânișor, dacă vreau, îl cresc la spraș, la încălzut, un copil, nu pot să-l dau afară. Eu nu pot să-l dau afară, e plânge că vreau la mata. Eu nu vreau cu nimeni, el stă, strigă, eu vreau la mata, el spun la sălătăți, e că a fost cu înțire, eu vreau cu mămică, eu nu vreau cu nici mămică, eu nu vreau cu Oleg, eu nu vreau cu bunică, eu vreau cu mămică. În această seară vorbim despre o fată de 16 ani care nu mai acceptă să locuiască sub același acoperiș cu bunicii săi. Fata a ajuns în tutela lor după ce mama ei a decedat, iar tatăl s-a dezis de ea. Paradox, dar astăzi, anume cu el vrea să trăiască adolescenta, iar pe bunicii acuză că o bat și o țin flămândă. În curând vom afla ce altă acuzație gravă le înaintează nepoata, dar nu înainte de a afla versiunea bunicilor. Domnul Filip și doamna Lucia Jolnovate au venit astăzi la noi în platou să-i întâmpinăm. Bună seara, bine ați venit! Doamna Lucia, domnule Filip, ați ajuns aici la noi în platou pentru că Oleg, fiul dumneavoastră, vă acuză că nu prea ați avut grijă de fata lui Victoria și că, de fapt, vă interesează acum doar banii pe care îi primiți pentru fată. Nu, pe Victoria ei numai eu vreau. Eu banii, eu îi primi și eu îi dai. Eu așa i-am spus, eu nu eu la bani. Dar așa, șed la marginea drumului și rog, să ne duc o pâine, să ne duc o leacă de apă. Eu m-am înțeles, eu ți-o-i da banii, un trăic și o mă vie. Dar să mă ajuți și să vii, te rog, adă-ne o căldare de apă. Te rog, dar nu mai aveți alți nepoți? Nu mai are cine să vă aducă o căldare de apă în afară de Victoria? Nu. Păi mai aveți un fecior, nu? Așa la ei, așa l-ai dispărțit și așa l-am nepotă cu mamsa, o rămas. Dar pe noi nu știi, dacă el e în Chișinău. Ei, și ați crescut-o pe Victoria, practic, de mică? Da, cum? De 2 ani. De 7 luni. De la 7 luni, acă până în ultimul. Dar până de ce nu luați pe Oleg cu voi acolo acasă? Aveți un fiu așa de mare și frumos și... Nu, nu, cum să vii dacă îl comandă soție? Pa da, matale ca tata, nu poți să-l comanzi. Dine că ai soție și Oleg, dar el nu-l lasă. Cum nu-l lăsi? Dictorul a fost Oleg la dumneavoastră, chemați poliția. Da, nu era rușine de am de poliție și... Dictorul a fost fără mine, trimite, înțelegi, eu te chemă poliția. El propiscă o avut la mine. Poliția vine și spune, știți, îi scriu poliția, că v-ați certat, că să... Dar vă certați poliție, de fiecare dată când vine, domnule Filip? Regula. De câte ori vine chemă poliția? Da, poliția... Domnule Filip, stați puțin. De ce chemați poliția când vine Oleg la voi? Abdete de cat scandal. Și bani și una și alta și mă gheontești, mă brâncești și una și alta. Din ce cauză apar scandalurile și certurile? Bani. Vine că am cipit. Banii cui? A ce fel de bani? De pe la noi. De ce, vine să vă ceară banii sau ce să fac? Ce fel de bani? De unde bani? Bani. Da, vă bate și Oleg sau nu? Îl trimite nevastă. Primești gata, e bani și... Tatăl îi dă 100 de rubli, i-a luat țigări. Că poate n-are. Și suntem părinți. Și numai i-a dat 100 de rubli și el a luat-o, ieși și-a pus-o în buzunar. Dar ce-o iei tu dacă tata i-a dat-o lui? Lui i-a dat-o. Lasă-o așa de la dâns în buzunar. El nu face cu bani cu cine stiești. Și eu îi dau când îi trebuie. Nu cumpăr mă ta, dar cumpăr eu țigări. De la găini, de la răt, de la pșei, de mâncare. Dar ieși și faci manicurile. La mă ta câteori am fost nepot cu Mărie cu fațul la masă. Amândoi. Și am luat-o pe Vica. Ca să o ajute. Eu nu bănui că o luat-o. Dar nu tu să vii oamenii ăștia să spui, băi... Da, eu fată. O dată, două ori pe săptămână, poți să terminat pe două ceasă din și pe urmă, du-te înapoi la domnul șef. Ei, nici nu trebuie să-mi întregi ori în eu. Dar vine, du-te la un magazin, du-te la o apă, du-te ce, du-te ce. Nu cum așa?
Cum se poate așa să bați joc? Dar iată că nepoata dumneavoastră, chiar ea, cu gurița ei, se plânge că voi ați bătut-o, ați ținut-o mai mult flămând. Doamne ferești, când ne-am dat eu o sfârlă, ce-am ui voie de bătut? Că nu hrăniți copilul. Ia că nu hrăniți. Dar pe cine, unde mâncă? Nu hrăniți, că o țineți flămândă mai mult. Doamne ferești, că o așteptam de la școală până vine să mâncam. Haideți să vedem ce le-ați povestit anterior colegilor mei despre nepoata și fiul dumneavoastră, Oleg. Atenție la ecran. Trecuți de cel de-al 70-lea deceniu de viață, Filip și Lucia Jolnovată își duc traiul într-o casă veche de la marginea satului Scăieni. Ajunși în etate, bătrânii spun că abia de se mai pot deplasa prin curte de sine stătător, dar minte se mai poartă de grijă unei adolescente. El a spus că dacă o primim și o creștem, el a să vie să ne ajute. Doar că, în schimb de mulțumire, bătrânii spun că s-au trezit în postură de monștri. Feciorul lor îi crede dușman și luptă pentru victoria într-o manieră foarte brutală. Eu venit mai înaltă ieri și ne-a ieșit mâinile la spate el. Eu a vrut mâna în buzunar, ne-a zmâșit cardul ăla, el îmi ține mâinile la spate, era un conțel. Doamne ferir. Bunicii fetei spun că nu crede în sinceritatea intențiilor lui Oleg. De mai bine de 10 ani, tatăl nu s-a interesat practic deloc de soarta fiicei sale, iar instinctul patern a apărut brusc, le trezește suspiciuni. Nu-i lăsa 100 de rubli, măcar fieți, măcar de ceva așa. Niciodată. Nu e adevărat. Dar cum e adevărat? Mic. Și eu spus, nu e adevărat. Când i-am pus eu mâna pe dâns, să ies mâinile, să iau cardul, eu am pus, asta am făcut. Dar unde e cardul? Cardul unde este? La Vica. La Vica. Dacă... Păi și cum l-ați luat? Vica l-a luat. Luată, zice, vără mâna, ia că am buznare, vără mâna și scoate-i card. O vrăt mâna și ne-a scos cardul. A cui card? Dar și ne-a muncit pentru cardul și ala, că eu prindem vocă de rubri. Și ne-a muncit cu fata ta. Și ne-a muncit. Până s-o calicit. Până m-am calicit, vezi cu măr, să uit femeile cu măr. Asta te-ai din pricină pușcării tăi. De ce mă ta? Nu-l gheontii, nici deloc nu-l gheontii. Să iei după minte când trimiteai torbe de la Chișinău. Dă-i pași că-l gheontiești acasă. Ei vin de acolo și îmi spui și plinești lucrurile. De ce mă ta oameni până în ziua de azi? Păi vine, ce mă ta spui minciună atâta lumea asta? Dar să bată joc de părinte. Ce fel de minciuni, Oleg? Și spui atât, nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu e adevărat că ședem pe marginea drumului plângându-i. Nu. E că faceți o concluzie cum străiesc cu dânsul la un loc. De ce plângeam? Dar dacă n-am apă, de el ușa dus în tal și a rugat oamenii și ne-a dus. Că nu pot duși, mă vedeți cum... Nu mă fac, dar mă vedeți. Și au un fiu ca tine. Și nu pot o pâine. Și alt fiu care este aici, în Chișinău. Și uite cum stau ei. Uite, asta e adevărat. O fetiță care a nimănui. Așa o meliguță și-a mâncat. Doi bătrâni. Și tu stai aici și spui că nu e adevărat, e adevărat. Uite, asta e adevărat sau nu? Sunt părinții tăi. Sau nu sunt părinții tăi? Sunt părinții mei. Bun, îți place așa? E așa-ți fac. Da bine, îți place așa? Ascultat. Uite, nu sunt părinții mei, dar pe mine mă dare suflet. Nu e copilul meu, dar pe mine mă dare suflet. Tu cum? Stai aici și spui că nu e adevărat, nu e adevărat. Cum de nu m-am durat eu să-l dezisez de mine, de lângă casă, de lângă părinți? Cum de nu m-am durat eu să trimăt copilul de la casă, cum l-a trimăs el? Du-te că nu ești a mie, mai să-i scălești că nu e a lui. Am unde am e a lui. Tu ai trecut de în casă, vezi, e ta, nu e ta. Aici la apiecă, ce-a făcut? Aici la apiecă, a fost abiază să vii o dată în lună să vadă cum ne spartă e cu noi, ce face e. El nu spăla o lingură, o furculiță, nică. Vine lingura că-i măscărită. Vine lingura că-i măscărită, o vrea încaldare cu apă și o șterge cu o pietică și-a mâncat și iară. Cine a învățat așa? Cine și-a învățat-o? Dacă i-ai spus că de 7 luni că ești la mata, cine și-a învățat-o? De la 7 luni, așa e era. Și eu ședem cu dânsă și tu mă rugai. Stai, spun eu. Dar mă tot trebuia să ai spus mata. Mă ruga prin telefon. Mămic, te rog, ajută-și, crește, poi vine și tu-i mânțăiești. Nu spune minciuni când tot seara vine, într-o sâmbătă vine după toate, când trăie olea. Te-ai dus la priveghi, cum ai trecut casa și n-ai intrat?
Nevasta nu vrea să vii, lasă, spune așa, eu tine nu știu cu desele. Eu mă duc la mama mea, care m-a adus pe lume și care m-a crescut și care am luat 20 de ani de urmă, ta, cu toți torbele, la Volgograd, unde vrei. Trei ori la Volgograd. Unde vrei am umblat. Domnule Filip, doamna Lucia, dar spuneți-mi, vă rog, în toți acești ani cât ați crescut nepoata dumneavoastră, fără părinții ei, primarul sau asistenta socială, a venit să vă vadă, nu, să vă oferim ajutor? Nu, de ce vorba mea? Asistența socială, aude, măcar o dată în lună să vadă. Și face ea împrejurul casă, o dată în lună. Nu a venit nimeni. Nu. Reporterii noștri au discutat cu autoritatea locală din satul vostru despre familia dumneavoastră. Haideți să vedem ce știu ei. Știți, nu știu, nu pot să afirm chiar că n-ar fi apt bunei. Din câte am înțeles, din câteva situații care, din câteva discuții care le-am avut cu dumnealor, înțeles că dumnealor nu-i vreau rău. Dumnealor, pur și simplu, oameni cu mentalitatea, spune așa mai vechi, poate nu înțeleg toate problemele care le are tineretul din ziua de azi. Sunt și probleme de ordine psihologic, adânsă. A fost internată la Belz, la Institutul de Psihiatrie, sau așa, pentru copii special este instituția la Belz. A stat acolo, personal m-am dus și am... A stat acolo vreo câteva luni de zile. Prin sat, nu, vă spun, prin sat n-am auzit eu să fac dumneavoastră probleme, fiindcă eu înțeleg situația la bunii, mă rog, din pensie n-a să poți întreține cum ne-a dat, dar... Minora, cred că are necesitățile ei, care, și mă rog, și nu se puține necesitățile astea. Ce să grăim degeaba? Ei nu ne-au ascultat și nu ne ascultă. Nu vă ascultă? Eu nu bănui culoatul. Ia că vă spun la toată lumea asta. Eu nu bănui. Dar las-o trimată. Pe un ceas, două ceasuri. Și eu îi dau banii, mă pun în genunchi la cutii, așa ia, și ne duc un șir de apă. Dar cum credeți, de ce nu vrea să vină nepoata? Păi, teme să nu o opresc, dar eu am zis, Bică, eu pe tine nu te opri. Dacă nu mă iubești, m-ai iubit, te-ar iubit eu pe tine. Apoi vine măcar și o leacă acolo, ajută-i. Și ce vă spune nepoata? Și eu o tăcut și eu mă duc la Dundășești și-o dus și-i dus. Vă trebuie să găsiți un numitor comun, să vă împăcați, să nu uitați că sunt părinții dumneavoastră. Găsiți un numitor comun, mergeți la mama acasă. Nu, în zadar se spune, cana șei de apă. Pentru ce vă certați? Trebuie părintele să roage, să spiele o farfurie și nu-i ajunge fetei o mamă de bătaie. Trebuie să știe, vrei să mănânci, îți pregătești. De-amul ei sunt ca copiii și ei trebuie să le aduci o cană de apă, n-a spus eu de câte să mănânce, să-i încălzească, nu-i prințesă și ruptă de la icoane. Este o fată care este foarte bogată și argumentez cu ce? A avut și are familie. Eu n-am chemat-o pe Vica la mine, eu cu desâlă n-o eu la mine, e vine, e și eu nu pot să dau afară că pe un cric, e vine că nu mă duc. Nu rog eu. Și cât am fost la dânsă, nu spuie mișini. Cât dânși, la amândoi le spunem. Vica, să scuți moșneje și să le dai mâncare, să le mături casa. Zicem eu așa ori nu? Da. Căci Dumnezeu, eu întotdeauna am zis. Hai și i-am zis, mă, ta găsește o mătură și dai vă două mături la cur dacă nu te scuți. Mă scuzați, că am dus așa tărărit. Dumneavoastră, persoană străină, spuneți un lucru fetii care trebuie să le spui mama. Nu, zadar vă numește mămică. Cum a fost viața ta la bunici? Se băteau joc, strigau. Să scândeau de mine. Când erai numai așa ea, de ce ai grăit atunci cu mine? Și ce noi, du-te, zice, babă, amule, păi când trebuie să mă ajut, o să mături acasă, de-am nu vrei? Dumnezeu cu tine. E că noi vrem să facem o familie, noi ești bucuroși tine și tu ești bucuroasă. Baba tare foarte ești bucuroasă, adică sunt slăniri. Și nere mai bun și faceți voi. Dar pe Vica să mă rezez, zic, ce ai zis tu? Și când mi-a spus și diferența, și vrei întâi ziua și bă capul de bătuță, de pereți? Ce
cea mai vastă selecție de haine stilate pentru întreaga familie. Tagaer Family este o rețea de magazine mari care îți oferă oportunitatea de a crea cu ușurință ținute moderne și confortabile pentru fiecare membru al familiei. Pentru copii, femei și bărbați, lenjerie intimă, haine pentru casă, blugi, cămăși, rochii, costume, pulovere, pantofi, genți, accesorii pentru toți. Avem tot de ce ai nevoie, articole de calitate de la mărci de top. Tagaer Family, universul stilului pentru întreaga familie. De jumătate de an, Oleg Jolnovatoi din Dondușeni se vede pe ascuns cu propria fică. Concubina bărbatului îl ajută să pună la cale întâlnirile secrete. Îmi spune Aurica, e că abia mă zic că o sunat bica că bine. Cum bine, oară 11, noapte e bine. Vine pe jos, eu, iarnă, toamnă, sărzău. Dar departe stați? Da, vreo 9 km. Îmi pare rău, însă, cum să bat joc, însă. Toți asta cine? Și ești bunii. Lor nu înțeleg, însă, lor înțeleg numai banii. Eu le-am propus să lasă-te copilul la mine, nu luați banii și lasă, lasă și că eu îl țin eu, dar lasă-te banii și ei nu lasă ea. Când acolo luată-ți banii. Și noi de tine am intrat în conflict. Deci ce-ați luat, dar copilul l-am hrănit eu, l-am ținut eu. Ia că deci nu a început conflictul. Dar cine a muncit pentru cartul și ala, că eu prindem vocă de verubri? Cine a muncit cu fata ta? Cum de nu m-am durat eu să-l dezisez de mine, de lângă casă, de lângă părinți? Cum de nu am durat eu să trimăt copilul de la casă, cum l-a trimăs el? Du-te că nu ești a mie, mai să-i scălești că nu e a lui. Ei nu ne-au ascultat și nu ne ascultă. Eu nu bănui cu luatul. Dar lasă-o trimată. Pe un ceas, două. Două ceasuri. Și eu-i dau că banii... Mă pun în genunchi la cochii, așa ia, și ne duc un șir de apă. În această seară vorbim despre Oleg Jolnovatoi din Dondușeni, tată a unei fete de 16 ani care își acuză proprii părinți că i-au crescut fiica în condiții inumane. Oleg vrea să-și ia fiica înapoi, asta după ce s-a dezis de ea pe când fata avea 12 ani. Bunicii minorii, la rândul lor, spun că, de fapt, acesta nu luptă pentru fiică, ci pentru indemnizația pe care o va primi ca tutore. Victoria, fiica lui Oleg, este de partea tatălui. Adolescenta ne-a mărturisit că va divulga detalii șocante care îi vor explica frica de a se mai întoarce în casa bunicilor. Iar pentru că fata încă nu a împlinit 18 ani, vom discuta cu ea de după paravan. Haideți să o încurajăm! Victoria, bună seara! Mai întâi vreau să ne povestești pe scurt. Cum a fost viața ta la bunici? Rău. Rău ce înseamnă, dacă poți să-mi spui? Se băteau joc. Își băteau joc? Da. De tine, proprii tăi bunici? Da. În ce manieră? Strigau, se ascundeau de mine. Se ascundeau de tine? Da. De ce să se ascundă? Nu știu, dar se ascundeau de mine. Ce era care spui că se ascundeau? Ce făceau? Că se, din punctul tău de vedere, se ascundeau. Poate erau lucrurile care nu te privea pe tine. Noaptea sculau la orele 1-2 și mâncau singur ce trebuia să împartă și cu mine, ca tare. Dar ei noapte la ora 2 se trezeau, mâncau ca să nu mănânci, da? Da. Ce mâncau? Diferite bunuri. Dar de ce nu te trezeai și tu să te duci să spui bunica, vreau și eu? Nu puteam să fac asta, fiindcă mi-era rușine. De ce? Și mi-era obișnuitor. Păi poate mâncau la ora 1 de noapte că i-a apucat foame atunci. Se întâmplă oricui să mănânci atunci când ți-e foame, nu? Da, dar în fiecare zi, cât timp eram la școală, plecam la școală de dimineață. De dimineață îmi dădea tocmaș, care costă 2 lei. După școală veneam tot așa și seara tot așa. Doar tocmaș? Da, din cauza la asta eu am căzut și în spital. În afară tocmai n-am căzut. Ai ajuns la spital? Da. Cu ce probleme? Stomac. Domnule Filip, doamna Lucie, este adevărat? O hrăneați doar cu tocmaci pe fata voastră? Da, asta-i prostie, prostiilor. Și eu am cuiet odată ușa pe la val, pe la cologilnic, ori pe undeva. Și mâncam noi, încă o așteptam. Și înainte de a se duce la școală, e încă dorne, gata de asta. Îi făceam, îi încălzăm de sara și rămâne ori. Dacă chiar și îi făceam o supă, oriceva, măi, și mănâncă. Dar ai, mă duc. Apoi îi punem 10 lei,
Da, de pe câte ori baba încă îi mai da vreo 5 ori 10. Îmi spune că am obișnuit eu vă dat. Eu cu 5 lei mă duceam la școală. Da. Și care-i problema dacă te duceai cu 5 lei la școală? Ți-a dat vreodată bani? Nu înțeleg. Nu i-a dat. De da, exemplu, copiii mei deloc de nu le dau bani la școală. Tata îți dat 10, eu îți mai dăm 15. De câte ori ți-am dat? Pune ultimul cuvânt. Nu vrei să greiești cu mine, eu văd. Dar ce ai greit când erai numai așa ea? De ce ai greit atunci cu mine? Și ce noi? Du-te, zice, babă. Eu nu ți prinesc. Am unde, păi când trebuie să mă ajut, să ne duci o călărușă de apă, ori să speli un șervețel, ori să speli o farfuriță, ori să mături acasă. De-am, nu vrei. Dumnezeu cu tine. Eu n-am să te blastăm, că eu te-am crescut și cum mă doare după Oleg, așa și după tine. E ca să știi. Eu un pământ mă duce și de tine nu uită. Mi-e doar de sudoarea ta, ca pam, ca din cei noapte bune, mamă. Mamă, eu de la tine nu mă duc. Am un și-o făcut. Te-o luat că ai bani, las ei banii tăi. Nu mă te bani, nu mă vine la mamă și la tata. Nu, că noi te-am crescut. Ai ce să le răspunzi, Victoria? Nu, fiindcă mint. Ei mint. Ei mint? Da. Dar cum crezi? Ce motive ar avea să mintă? E permanent vor bani de la mine. Bani de la tine? Da. Ce bani? Care eu îi primesc. Eu dacă vroiam să-mi cumpăr o haină, care mie îmi place. Nu putem. Victoria, le-ai spus colegilor mei că ar mai fi un motiv, probabil cel mai grav dintre toate motivele pentru care tu nu mai vrei să locuiești cu bunicii tăi. Care este acesta? M-a impus, mă căsătoresc. Hai să vedem ce le-ai povestit colegilor mei despre eventuala ta căsătorie. Eu pur și simplu scapi de mine. Au zis că o grăit cu o femeie și femeia aceea îi trebuie noroc, vroia să însoare pe băiatul ea. Și bunica i-a spus că eu am fată și a zis că să mă căsătoresc eu cu dânsul. Să aștept să fie șansă, de pe acum să începe? Nu, a zis că de pe acum să începe în străin, dar eu n-am vrut. Bunica ce te-a trimis încolo la el sau cum? Da, mi-a spus că să mă duc încolo și pe urmă să vin pe urmă. Și ce plăcea? Vorbeam cu sora lui. Și am povestit la sora lui că eu nu doresc să stau la dâns. Și sora lui a spus că să vorbească cu dânsul. Da, el ce spunea? Eu numai cu dânsul, numai seara mă vedem. Bărbat și-l avea 40 de ani, dar ea are 15. Două secunde. Când a venit băitanul acela care a luat-o de 40 de ani, apoi i-am spus, ei, Iura, ce faci? Tu ai 40 și are 16 ani. Și eu imediat, până seara, am sunat la tață și-a venit cu Aurelia și-a venit și-a luat-o după gâș, și-a suit-o în mașină și-a luat-o la domnul. Dar ați auzit-o foarte bine pe nepoata dumneavoastră. Domnule Filip, ați auzit-o foarte bine pe nepoata dumneavoastră. Ea spune că doamna Lucia s-a înțeles. S-a înțeles, dar ce să înțeleagă? Apoi eu, dacă s-aș înțeles, eu nu sunam la domnul Dășen, la Aurelia, să vin și-o ei. Când tu te duceai cu dânsul, și ți-am zis eu, ție? Unde te duci tu, Vica? Ești nebună de cap, așa ți-a spus. Eu mă duc să mă măritat, eu m-am măritat, așa mi-a zis. Te-am bătat, aceea e Dana. Te-am bătat, Dana, așa ai văzut? Te-am bătat și te-am dat după. Nu e drept. Ai băut cu Dana? Aici, ce minciunești? Ce minciunești? Spune la oia te-aș de-a lume. Spune la oia. Cine drept? Eu nu sunat că mă tai. Eu am zis așa, și cu tine, Vica, ești nebună, tu ai 16 ani, dar el are 36. Până seara eu am sunat la o venit tata tău, Oleg, o venit tata tău, Oleg, ori nu venit. Te-a luat după gă și te-a pus în mașină și te-a dus la Dondășeni. Haideți să auzim pe fată. Eu le-am sunat la părinți prima și ne-a povestit despre chestia că vor să mă mărit. Bine, gata, eu am sunat. Uite, pentru a înțelege cine spune adevărul și cine încearcă să ne ducă în eroare și vrea ceva să ascundă, reporterii noștri au discutat cu bărbatul despre care este vorba și care ar fi fost dispus să se căsătorească cu o minoră de 16 ani. Să auzim cine a spus el. Noi nu trăim ca oameni normali. De comitația vă luată, eu nu îmi răspund de asta. Dar bunie, i-a dat voie să vină la tine? Da. Ce a spus ei? Nu-ți întrebă. Dar tu câți ani ai?
Eu am 34. Dar lui bunie, tu le-ai promis ceva? Eu le-am promis atunci, dar după ce am luat o tătiță, l-am promis eu mie. Dar atunci și le-ai promis? Și mă spune cum să vei, de covid, tatăl s-a luat cu mămișa, zâmbia, femeie și ați acceptat ca ea să se căsătorească cu acest bărbat? Nu, doamne ferește, mijângând. Doamne ferește, dar pe bătrân el și e tata ei. Dar ați vorbit cu acest Iura? Nu îngrăit, nici n-am îngrăit cu dânsul deloc. Noi păi dar știut unde, unde se duce fata? Știut să duce la Adana. Dar ce doamna ta? S-o te luși, la soră lui. Știi soră. Am crezut că la soră. El are soră. Să nu avem discuții în paralel, în platou. Victoria, tu când l-ai văzut pentru prima oară pe acest bărbat? Dacă știu, dar nu-i chemat tatu, pe că l-au chemat. Vreo 2 ani în urmă. Te-au trimis bunicii la el? Sau s-a întâmplat așa cum povestesc ei, că te duceai la sora lui? Da, eu mă duceam la sora lui, prieteneam foarte bine. Așa? Noi suntem alea de neamuri cu soară. Apoi, așa. Ne-o cununaște noi. Dar tu de unde știi că bunica ta s-a înțeles cu mama acestui bărbat? Mie mi-a spus tante Jenny. Cine este tante Jenny? Tot o prietenă de-a lui. Dar ție bunica ți-a spus, uite, mergi acolo, vei trăi cu acest bărbat. După și el a venit atunci, ne-a spus când eram tăți în casă. După ce el a venit unde? La voi? Da. Și ce, de ce a venit el la voi? Bunica l-a sunat. Și ce i-a spus? Tu erai de față? Nu, eu nu eram de față, dar cred că bunica l-a sunat pe dans, că altfel nu a putut să vină. Și a venit el? Da, a venit. Așa? Au discutat, eu eram afară. Au discutat în casă, toți trei. Apoi m-a chemat pe mine și au discutat și cu mine. Eu am refuzat. Ce au discutat cu tine? Când te-au chemat? Am spus că e că noi vrem să facem o familie, și în familie. Spune și noi ești bucuroși tine și tu ești bucuroasă. Să mă căsătoresc. Dar uite, ambii stau aici și neagă. Da, erau și marturi, dar văd că deja au greit bunica cu Danș, Ghea Vasile, care era atunci când a fost Iura. A fost acest bărbat la voi în casă și ați vorbit cu el, v-ați înțeles să se căsătorească fata? Ea care a fost la noi în casă cu dânsa, apoi i-a spus, du-te Iura și scade treabă. Tu ești bătrân. Tu ești bătrân, dar el zice nu. Și pe urmă, pe și s-o dus ei, o ieșit din casă de la mine, eu până seara i-am sunat lui Oleg, Oleg, uite ce face Vica. Nu-i corect, așa a fost. Da. Aurea, dumneavoastră ați fost cea care ați luat fata din casa bărbatului. Nu-i corect, bunelul i-a sunat lui Oleg, Oleg grește afară, că noi avem o măgândă și mitel de obașe. Și eu grei afară, de eu zic, și acolo n-am înțeles, dar Oleg zic, și sunteți de mohorici? De eu zic, n-am înțeles, că el nu are mai multă mentalitate ca părință. Dar eu zic, și mohorici acolo. Dar pe Vica să mărită, zic, și-ai zis tu? Vica să mărită, Vica e de măritat, ei foarte mărânță că e un copil. Ei copil încă, ei n-are minte de măritat. Și când mi-o spus și diferență, zic, și vrei întâi tău și mă capul de bătuță, de păreți, zic, sară, mergem la scăiere. Am mers la scăiere, intrăm în casă, zic, spune Vica. Vica s-a dus la Niri. Mă văd tare foarte așa bucuroasă, Vica s-a dus la Niri. Și Niri mai bun și faceți voi. Până am ajuns eu acolo, eu o sunat de Sama. Că vine Aurica și Iesama să nu vă bată aici. Că ei și de-o la parte și ne așteptau. Și când am intrat în casă, de toți, când intrați în ograd, și când eu am zis, zic, băi, mai bun ce faceți voi, eu chem poliție, asta e pedofilism. Dar ei au zis că, tu cine ești tu, ești din ogradă. Eu am ieșit, n-am zis nicum, n-am zis dumneavoastră și astea să și copilă și de urmanie. Eu mă mică, nu știu cum a trai să vii, mulțumesc că am venit și a ieșit de urmanie. El a mai rămas și a scutat dânsă, nu știu, de ieșit de urmanie mașină. Și am luat-o aici, patru nu știu copilă la mine, noi n-am luat niciun bani, cum zice e cu banii voastre la mine, unde am ies, nu știu că e la mine, eu mâncat. Eu am o întrebare, Victoria, ce vrei de fapt tu de la viață? Să duc un mod sănătos de viață. Foarte corect, ești bravo. Vica, tu ți-ai dat vreodată întrebarea, dar bunei tăi, de fiecare dată când scolau de la masă, să scolau sătui, eu ți-i vreau să-ți propun o chestie. Că au spus tati Jenia, că au văzut-o pe fârâca, asta spoșta lumea să vorbească. Fă o primlărică până într-o casă de copii și întreabă pe fiecare copil ce și-ar dori în viață. Știi ce a să-ți răspundă? Să aibă familie.
Eu, de fapt, nu înțeleg care este problema. De ce tu te jălui? Spune-le mulțumesc în genunchi că nu te-au dat afară. Cu ce s-o bătut joc? A, că ai mâncat bătăiți când ai vrut speli vesela, nu ți-e rușine? Ei sunt acum în vârsta când trebuie nu să te roage să-i aduci cana cei cu apă. Este în vârsta când tu la 1, la 2 de noapte să te scoli, să vezi răsuflă sau nu. Când ultima dată tu, care le scoți acum, ai pretenții față de ei. Noi nu putem cere de la Vica acele lucruri care cere, pentru că Vica nu a avut de unde și de la cine. N-are 7 ani de casă. Nu a avut de unde. Ea este fata foarte deșteaptă, da, și exact ceea ce spuneți dumneavoastră. Ea se duce să-și facă familie, pentru că nu și-a găsit ceea ce își dorește acolo unde se nascut. Nu a găsit familie în doamna aceasta. Nu a găsit nicăieri că nu este acolo pentru ea ceea ce și-a dorit. Jumătate din Moldova trăiește okay, așa. Ok, tu trăiești, dar noi nu putem acuza pe copii. Nu acuză. Da, copiii tot timp au dreptate. Asta să știți și dumneavoastră și toți cei care ne privesc. Noi nu căutăm aici vinovăți. E vorba de niște greșeli fundamentale care este în mentalitatea noastră. Și unul dintre greșeli este că noi facem comparații și referință la ceea ce am fost noi sau ceea ce au fost părinții noștri. Dar copiii noștri sub nicio formă nici nu se încadrează, nici nu poate să încadra în acele concepte care noi am fost crescut, părinții noștri, și atunci trebuie uităm și spunem la revedere. Noi trebuie să ne concentrăm la situația actuală care este. Pentru asta, Vica, eu îți ofer câte ședințe e nevoie, gratis, de câte ori ai nevoie să apelezi la mine și o să te îndrum și o să te ajut, că o să recuperezi ceea ce ai pierdut până aici. Și cu mare plăcere, pentru că asta tu ai nevoie. În același timp, și pentru bunici, și pentru tata, și pentru actuală soția lui tata. Victoria, te rog să ne mai spui tu, alături de cine ai vrea să locuiești acum? De mama Aurica, de tata Oleg. Dar mai putea să ne spui și de ce? Sunt căldura de mamă. Deci ați auzit-o pe fată. Totuși, doamna Lucia, dumneavoastră legal, sunteți tuturele fetei. Da. Dumneavoastră puteți decide cu cine rămâne ea. O lăsați dacă să plece să trăiască cu doamna Aurelia și cu Oleg? Eu o las. Eu am spus de primul raz, când am intrat aici. Eu o las și tata o lasă. Vine la mama și la tata. Cu desela copilul nu așa de la noi. Da, cu desela nu faci mică. Unde vrea... Nu faci nimic. Deci o lăsați, nu este o problemă. Nu, este o problemă. Lasă-o să duc unde vreau. Aurica-i mamă și eu sunt mamă. Cine-o crescut-o și cine se mândrește. Doamna Aurelia, voi ce aveți de gând să întreprindeți ca Victoria să se afle în grija voastră oficial? Uitați-vă dumneavoastră, eu nu știu dacă eu am dreptul. Eu vreau să iau scrisutelă până la 18 ani, eu mai rămas 2 ani. Adică de scrisutelă, că ea are multe drepturi. Adică să nu-i eu din drepturile care poate cineva, poate cineva în viață, poate asta eu ajut și eu, dar o leac și statul, pentru că la tată, la mamă, e n-are cine. Dați-mi ei sub tutelă. De Oleg, eu nu știu, eu poate ascunzi, domnul, el e foarte om greu. Dar copilul ăsta eu nu pot, azi și bă la mine, mâine la mata, dar mâine asta, lasă-l sumântul, îi dăm la mine, 18 ani, eu sunt de acord, banii și tutelă, nu pune mâna pe dânsă, lasă-l să strâng acolo. Chiar așa? Deci, da, eu așa. S-o banii care de la tutelă lasă să strângă numai cele 800 de lei, adică în casă. Nu are care de la mamica ei. Dar și e bani la strâng. În 2 ani, cred că o leacă de bani să strângă prin dânsa. Când ai asta i-am propus și bunicii. Mă scuzați. La dumneie, s-o strâng 10.000 de lei și strâng niciun leu. Să perfectați, să faceți tutela pe dumneavoastră, pe nu pe Oleg. Pe mine, nu pe Oleg n-ai chip. Cu Oleg srăvaiță, el e de țâp. A rămas o singură întrebare nerezolvată și am să te rog, Inga, pe tine să ne spui cum stau lucrurile în ceea ce privește planurile doamnei Aurelia. Vreau să ajung la inima lui Oleg. El a venit aici și a uitat de greșelile sale, dar a învinuit părinții că i-a crescut fiica. Deci o fiică sănătoasă, mare, bine mersi. Bunei, la rândul său, au crescut fetița cu un gând că vor avea un sprijin în viitor. Vreau să le zic buneilor că dumneavoastră, responsabilitatea dumneavoastră e pe umerii ficiorului. În instanța de judecată o să aveți câștig
Ficiorul este obligat să vă întrețină. Nu nepoata, dar ficiorul. Iar fetița trebuie să cunoască, chiar dacă este în, pe acte la curatela bunicii, ea poate domicilia în altă parte, dacă ești de acord, doar cu consimțământul autorității tutelare, fără ca să fie modificate actele, ca să fie schimbat pe mama. În alt caz o să fie... Deci doar din simpla dorința copilului, da? Da, da, poate la, trăi... de la 14 ani, dacă autoritatea tutelară dă acordul și dacă ea dorește, ea poate să domicilieze în altă parte. V-ar conveni așa ceva, doamna Aurelia? Da. Dar fără ca să fie revocată curatela bunilor. Da, da. Iar ce ține de întreținere, eu cred că se va duce un cont, fiindcă ați menționat de fiecare dată că banii vrem să-i punem la cont când fata va împlini 18 ani. Da. Aici este o greșeală. Banii sunt destinați pentru întreținerea copilului, pentru dezvoltarea copilului în continuare și nici de cum pentru... ca cândva la 18 ani să se folosească. Eu și eu nu vreau să iau. Cum de făcut ca ei să rămâi? Eu vreau să-i pui banii la cnișca, asta nu-i contra, că el lasă-i pui. Nu eu, dar să stai acolo. Lasă-i să stai. Da. Și mă dați nedreptul să iei. O luat în credit baba, o luat telefon de 6.000 de ruble. Și noi în 7 luni trebuie să plătim. Trebuie să plătesc din pensia care eu e 1.400. Nu, mă, ascult, fata a stat 4.000 la mine, 4 luni la mine, mă, ta e luată banii de-am demult. Care bani? Așa că ți-am dat eu să iei în mână liștă. Care ne-ai dat? 700 de lei că trebuie să știu și-am făcut eu telefonul. Am dat 5. Dacă a fost procurat telefonul pentru fată, evident că din banii care sunt destinați întreținerii. 4 luni a stat la mine fata, cred că-i plătit de-am telefonul, nu? Cine telefonul trebuie să o plătesc? Dacă îi folosesc de-o. Din piața mea de 1.400. Eu i-am cumpărat de-am două telefoane în loc, că el a zis cac. Vreau să-i urez Vicăi o viață lungă, frumoasă și să întâlnească în viața ei numai oameni buni, cu suflet mare. Bunoară chiar am să spun chiar din platou, care ați invitat-o aici și sunt sigură că după această emisiune o să foarte multă lume, vecini, profesori, directori de instituții o să vină cu o mână de ajutor, fiindcă are foarte, foarte mult de învățat. Oleg, dam o întrebare. Fiind bărbat, da, poți să te scoli, să-ți aprinzi părinții și să faci primul pas la împăcare? Iată aici, în fața la toți. Hai, Oleg! Eu dacă am greșit cu ceva, scuzați-mă, iertați-mă, vă rog. Uite. Dar eu... Aici încheiem liniște și pace, vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.